stadionul Sportul din Constanța a găzduit sâmbătă la ora 11 un meci demonstrativ de baseball. Partida s-a disputat între o selecționată a militarilor americani de la baza Mihail Cogălnicianu și echipa națională de baseball a României. Este o lovitură foarte bună. Jucătorul american a ajuns în baza 1. Deci este puțin cam greu să ajungi la baza acasă după ce lovești o minge. Primește 4 asemenea mingi, va fi avansat în baza 1. Iar jucătorul bazei 1, o lovitură foarte bună. Uitați cum se alargă în baze. Ambasada Statelor Unite ale Americii, Federația Română de Baseball și Softball și Primăria Municipiului Constanța au lansat sâmbătă o provocare publicului de la malul mării. Au organizat un meci de baseball între militarii americani de la baza Mihail Cogălnicianu și echipa națională de baseball a României. Chiar dacă baseballul este unul dintre cele mai iubite sporturi în Statele Unite ale Americii și în România se face performanță în acest sport, echipa națională câștigând partida cu scorul de 7-2. Sunt amatori, voi sunteți profesioniști? Nu știu în ce măsură sunt amatori, că în America cam orice persoană are de-a face cu baseballul ăsta, cu sportul ăsta și na, în cartier, în așa, trebuie să dea o pas cu ceva. Este... noi, ca profesioniști, nu știu, e ceva ușurel, așa să spunem, că, na, dar o să ne bucurăm de meciul ăsta, că, na, e un sport frumos. Ai mai jucat cu americani? Cu americani? Nu, este prima dată. Că tot sunt soldați. Da, noi mai mult jucăm în cupele astea europene și ei nu prea au treabă pe Europa, na. Au liga lor, au... Militar american, că ei toți... prima oară, când... Da. Te teamă? Părul Beniamin. La ce te aștept de la meci? E o miză importantă? Nu știu, este un meci de promovare. Ne așteptăm să vină cât mai multe echipe la... se apuce de sportul ăsta, nu știu, asta ne așteptăm. În deschiderea meciului demonstrativ, elevul David Burlacu de la Școala Generală numărul 30 din Constanța a intonat imnurile României și Statelor Unite ale Americii, iar cercetașii marini au defilat cu drapelurile celor două națiuni. Apoi au adresat mesaje de salut primarul Constanței Decebal Făgădău, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Hans Klemm, precum și președintele Federației Române de Baseball și Softball, Andrei Mirescu. Lovitura de începere a fost dată de către primarul Constanței Decebal Făgădău. Și ei sunt la fel, de, până la urmă de la ei au plecat sportul. E... Și noi suntem luptători, dar în teren, dacă e să luăm așa. E greu, e un sport. E mai complex față de celelalte sporturi, dar e, odată înțeles, e foarte fun. E foarte distractiv, foarte ușor. Nu e un meci. Cred că 2-3 antrenamente pe săptămână. Contează foarte mult precizia să lovești mingea bine sau să fugi după ea? La început, da, cel puțin când eram copii, cadeți, la început era numai să nimerești mingea. Acum... E vorba de unde o plasezi în teren. E o strategie de joc, să spun așa. Una dintre cele mai frumoase povești ale sportului ne-a fost oferită de basketbalistul J.K. Robinson, primul sportiv de culoare care a jucat în Liga Profesionistă Americană de Baseball pe 15 aprilie 1947, a devenit un nume de referință în lupta pentru combaterea discriminării rasiale. Numărul 42 purtat de Robinson la Brooklyn Dodgers a intrat în legendă. În semn de omagiu, sâmbătă toți jucătorii au purtat tricouri cu numărul 42. Abia așteptăm următorul meci de oină. Asta de baseball vă face. 2-0 pentru România. Ceva diferit pentru noi, însă privim într-o manieră relaxată, eu știu, înaintea unei sărbători cu o însemnătate specială. Nu regulile sunt importante, ci, eu știu, plăcerea de a ieși în aer liber. Nu, ca să înțelegi meciul ăsta, vreau să zic, au explicat ei ceva, dar e mai complicat jocul ăsta. Mai ușor e oină. Crescut la clubul sportiv școlar. Absolut. Da. Dar tot așa se aleargă, se... Absolut. Mi se pare mai ușor baseball-ul, cumva.
Oina ați încercat vreodată? Nu, dar știu cum arată jocul. Deci e mai parcă și terenul e mult mai mare la Oina. Câteva localități. Mi se pare puțin mai greu jocul nostru. Este prezent. Se descurcă americanii? Păi conducem cu 2-0. Deci cred că se descurcă ai noștri. Vă place? Da, îmi place. E prima dată când vin să văd, dar e frumos, e atractiv. Dar Oina noastră cred că e mai frumoasă. Nu știu, eu n-am jucat. Nu, nu am jucat, dar am văzut. Mi se pare mai interesant un pic. Crescut la Clubul Sportiv Școlar numărul 6 București. Da, da. Avem două puncte deja. Da, am venit cu tatăl meu și e prima dată când văd ceva de genul ăsta și sunt foarte entuziasmată să văd cum decurge totul. Oina, ai văzut vreodată joc de Oina? La televizor, dar niciodată mai aproape. Oina e a noastră, baseball-ul e al lor. Știu. Zice-se că ar fi manșoară Oina. Da, cum depinde de fiecare și de abilitățile pe care le deținem sau pe care le dețin ei, adică depinde acum. Faci galerie? Nu prea. Îi încurajez pe noi? Încerc cât de mult pot. Și asta la fel, prima oară? Da, live e prima dată. Acum nici nu știu de câte ori a fost în Constanța un joc de baseball. Foarte bună prindere. La televizor am mai văzut. Ai noștri sunt profesioniști. Repriza a doua. Par destul de bine în teren. Acum nu știu. Nu sunt specialist în baseball. Vă spuneam că ai noștri sunt în echipa de baseball. Americanii sunt soldați din bază, aia sunt amatori. Am bănuit că sunt amatori. Totuși aruncătorul lor e foarte bun, mi se pare foarte bun. Și cu entuziasmul stați bine, am văzut. Da, stau cu entuziasmul bine din cauza că fiul meu este catcherul echipii naționale. Și asta se explică. Da. După ce a spart toate geamurile din fața blocului, l-am dat la baseball ca să scăpăm de o grijă. Acum ce să zic, ai noștri sunt profesioniști, ai lor sunt amatori, că ei sunt soldați. Deci nu sunt profesioniști, din cauza că nu-i plătește nimeni, au cu totul, fiecare are o altă activitate. Ai noștri vorbiți? Da, da, da. Am fost convins că joacă prin Europa și prin alte părți. Nu. Joacă în România, atâta. Atâta, da? Și joacă ca și amator, nu trăiesc din asta. Nu asta e jobul lor. Nu asta e jobul lor. E numai pasiunea e jobul lor. Da, da. Și totuși se descurcă bine. Da, se descurcă bine. Deci altfel este un sport pe care în România trebuie să-l faci din pasiune. Dacă îl faci din pasiune, îl faci. Dacă nu, nu. La Oina vă pricepeți? Puțin. E mai ușoară Oina? Da, e mai, are mai puține reguli. Are mai puține reguli și e, cum să spun, se tranșează rezultatul mai repede. Aici are multe subtilități. Da. Cele două echipe au jucat o variantă scurtă a baseballului de 7 reprize, la final echipa câștigătoare fiind România, care s-a impus cu scorul de 7-2. Intrarea la evenimentul care a avut loc pe stadionul Portul a fost liberă, iar spectatorii au avut parte de un spectacol cu muzică, de acces la food court și au primit tricouri din partea organizatorilor.